Comisarul european Corina Crețu vine la sala Open a discuta cu sălășenii despre Europa și viitorul comun al românilor cu cetățenii celorlalte state membre. Reprezentanța Comisiei Europene în România organizează în perioada următoare, cu sprijinul centrelor Europe Direct și al autorităților locale, mai multe dezbateri publice cu cetățenii axate pe cele 5 scenarii privind viitorul Europei. În cadrul acestei serii de dezbateri, Corina Crețu va ajunge și la Zalău în 18 septembrie. Salut inițiativa reprezentanței Comisiei Europene pentru a lansa dezbateri în toată țara privind viitorul Uniunii Europene după 2020. Voi participa cu plăcere la unele dintre acestea, inclusiv la o dezbatere cu membrii Comisiei de Politică Europeană din Parlamentul României la începutul lunii septembrie. De asemenea, vom organiza un dialog cu cetățenii la București împreună cu președintele Comitetului Regiunilor de la Bruxelles, iar apoi la Zalău alături de doamna ministru Rovana Plumb. Este pentru prima dată că românii pot avea cu adevărat un cuvânt de spus asupra modului cum va arăta Uniunea Europeană după anul 2020. Comisarul european Corina Crețu, care are rădăcini sălăjene, ne spune că așteaptă cu interes rezultatul acestor dezbateri pe o temă de maximă actualitate, pe care o va aborda și în cadrul vizitei oficiale din Sălaj. România are șansa de a fi implicată ca partener activ în procesul de reformare a Uniunii Europene cu 27 de state membre. Prioritatea noastră a Comisiei Europene este menținerea unității familiei UE27, indiferent de scenariul care va întruni consensul statelor membre în lunile următoare.